O localitate rurală cu asemenea trotuare, cu stații de așteptare, piață, unde majoritatea gospodăriilor sunt conectate la rețeaua de apeduc și canalizare, pare ceva desprins dintr-o poveste de vis pentru sute de sate din țară. Tot aici sunt 6 case de nunți, iar cei care au hotărât să-și dezvolte o afacere pot munci nestingherit. Iar cele povestite până acum se întâmplă în satul Măgdăcești din raionul Criuleni. Acest teren de joacă, spre exemplu, niciodată nu este pustiu. Copiii pot să se bucure cu adevărat de copilărie. Chiar și elevii trec pe aici după ore. Venim dese, în fiecare zi după școală, 20-30 de minute, ne relaxăm după orele grele și sâmbătă și duminica, când terminăm lucru pe acasă, venim. Parcul este bun pentru copii, vin copiii și se distrează în timpul liber. Primărița a avut o idee bună de a face acest parc. Despre meritele primarului din localitate știu și copiii. E vorba de Luba Cojocaru. De la ea aflăm că în curând acest parc pentru copii se va extinde. În plus, vor fi construite alte 3 terenuri de joacă pentru copii. Deci aici va fi un foișor pentru copiii ce vor să joace șah. Și pentru mămicile care vin alături cu copilașii și poate stăi la dos chiar de plouă. Dar evident am discutat și cu cei din satul Măgdăcești despre schimbările din localitatea lor. Grădinița s-a construit, bloc nou avem în partea asta, trotuare s-au făcut, adică multe, canalizarea, apa s-a tras. Avem locuri pentru toți copiii în grădiniță, s-a făcut centru de sănătate nou. Tot e nou, tot e bun, tot e curat, tot e bine. Ultimul timp tot s-a schimbat. Ce anume? Drumurile sfașii, canalizarea, apă. Se dovedește că cei de Măgdăcești într-adevăr au cu ce se lăuda în ultima perioadă de timp. Acum au și un teatru de vară, deoarece satul nu are casă de cultură. Ne întâlnim la toate adunările satului, la toate concertele, la toate sărbătorile. Tot satul este obișnuit, iată aici este centrul satului și aici ne adunăm. Doamna Luba Cojocaru, primarul satului Măgdăcești din raionul Criuleni, este acum la primul mandat, dar a reușit să realizeze atâtea cât alte persoane care ocupă o funcție similară nu reușesc să facă și pe parcursul a 10 ani. Dacă ești indiferent și nu deschizi ușile, nu obții nimic. Este mândră de faptul că în sfârșit localitatea lor are și o stație de epurare, deoarece multora acest proiect îi se părea o idee utopică. În luna noiembrie am dat o exploatare, are o capacitate de 700 de metri cubi pe oră, deci practic satul Măgdăcești, 90% de acum sunt uniți la rețele de canalizare. Astăzi însă doamna primară își amintește care au fost primele ei acțiuni în această funcție. Sunt mândră că am izbucnit într-un timp foarte scurt să construiesc anexa la grădiniță. Fiindcă când mi-a luat povara de primar și când mi-a văzut copilașii dorm câte doi pe pat, m-a durut sufletul. Și mi-am pus deodată în gând că căci trebuie să construiesc neapărat această anexă. Luba Cojocaru susține că își dorește transparență în activitatea ei, de aceea a instalat în sat și megafoane. În satul Măgdăcești avem 11 megafoane, în toate cartierele câte un megafon și iată eu din birou toate anunțurile, tot ceea ce am nevoie să anunț oamenii, o fac din birou și aude tot satul imediat. Gospodina satului ne dă și o altă explicație. Era mai înainte radioul, așa, dar acum, iată,
Eu am instalat megafoane în sat. Luba Cojocaru ne povestește și despre aceea cum identifică problemele din localitate. Din primele luni am ieșit la sfat cu oamenii. Chiar prima dată când, peste 3 luni de zile, am ieșit prima dată cu primul cartier de oameni, m-am întâlnit, chesăteni, deci ei își puneau o întrebare, ce s-a întâmplat, ce mai sunt chiar alegerilor, ce erau obișnuiți oameni, și odată în 4 ani, vine primarul, vine cineva să spună să voteze, dar să nu mai stai de vorbă cu ei. Eu acest lucru am spart gheața în această privință și deci m-am întâlnit foarte des cu oamenii. Când îmi dădeau întrebarea oamenii, doamnă primar, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Am venit să vă întreb cum trăiți, să vă întreb cum vă simțiți acum în satul meu de cești. Trebuie să recunoaștem că de multe ori și amplasarea geografică își lasă amprenta asupra dezvoltării unei localități, iar satul Măgdăcești se află la 10 km distanță de capitală. Și așa cum vă spuneam, în sat sunt nici mai mult, nici mai puțin 6 case de nunți. În satul Măgdăcești avem 6 case de nunți pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Sunt nunți din toată Moldova. Câteodată ne mirăm când vin de la Briceni, de la Drochia, de la Nisporeni. Iar faima că gospodinele de la Măgdăcești pricep să gătească bucate alese s-a dus departe. Avem bucătărie foarte deosebite la Măgdăcești. Este o mâncare foarte gustoasă și deosebit de Chișinău. Gustos și deosebite mărunțele și delicate sunt sarmalele. Răciturile așa din cocoș, clătite, gustoase. Așa, diferite feluri de pește deosebit pregătit. Așa că aceste mici afaceri prosperă, iar noi am hotărât să facem popas la cunoscuta moară a lui Ion Guzun, unde toate sunt așezate ca la carte. Aflăm de fapt că aceasta este o afacere de familie. Noi inginerii morari suntem din 1994. Am funcționat până acum cu o moară de o capacitate 25 de tone în sutcă. Și mai apoi piciorul venind din Italia a spus că, mamă, noi nu trebuie să plecăm încolo, noi trebuie să aducem Europa acasă. Moara de la Măgdăcești este una automatizată, performantă și are capacitatea de a prelucra 100 tone timp de 24 de ore. Făina de la Măgdăcești este cunoscută în întreaga țară, dar și peste hotare. Noi avem în țară majoritatea cumpărătorilor, în plus și în România am exportat, în Cipru am exportat. O altă întreprindere din localitate produce diferite obiecte de metal pentru export. Zona noastră de bază de activitate constituie trolele care le vizează dumneavoastră, care se folosesc în Europa la rețeurile de supermarketuri. Marfa noastră este exact în următoarele țări: Belgia, Olanda, Germania și Franța. Cei de la întreprindere ne spun că încearcă să se conformeze cerințelor pieței atât din țară cât și de peste hotare, de aceea dezvoltă acum un proiect nou. Ne sperăm și noi să găsim alte proiecte interesante. Unul dintre ele este cazanele pe biomasă. Iar administrația publică locală se arată încântată de faptul că în localitate activează mai mulți agenți economici. Astfel sunt create noi locuri de muncă. Și probabil nu e lucru întâmplător că în satul Măgdăcești vei auzi mai puțin despre familii plecate la muncă peste hotare. În localitate, la moment, avem la 36 de agenți economici. Avem și agenți economici noi. Și deoarece, într-adevăr, noi, împreună cu Consiliul,
am urmărit scopul ca să dezvoltăm infrastructura satului. Acum, iată, la momentul de față, avem foarte, foarte mulți solicitanți de a veni și construiască un business în satul Măgdăcești, deoarece rețele de apeduct sunt, gazificare este, rețele de canalizare sunt și deci vedem, iată, nivelul acesta sporit de interes față de un business, de organizarea unui business în satul Măgdăcești. Sunt mai mulți agenți economici, este mai ușor pentru primărie. Prima doamna a satului Măgdăcești din raionul Criuleni mărturisește că de multe ori trebuie să găsească soluții pentru tot felul de situații dificile cu care se confruntă cei din localitate. Uneori cineva poate raporta despre un caz de violență în familie, altcineva vine după un sfat. Am avut așa un caz când a venit doamna, sărmana, bătut foarte groaznic. Și a venit la mine, zice, doamna prima, ajutați-mă, vă rog, de ce nu vreau să mai spun la nimeni, dacă spun la poliție, o să-i pun amendă și o să iei tot din buzunarul familiei noastre. Dar eu știu că dumneavoastră are foarte mare stimă și respect față de dumneavoastră și dumneavoastră sigur o să-l chemați și am avut foarte multe, iată, foarte multe cazuri de acestea, chiar într-adevăr, a fost de folos. Problemele sunt diferite, vecin între vecin, trăi toată viața bine. Acum peste 20 de ani s-au certat și la unul a construit gardul, nu cum trebuie, că e un metru în latânsul, curge streșna la latânsul. Luba Cojocaru, primărița de Măgdăcești, este și mama a 4 copii. Are deja și o nepoțică și ne povestește cum au reacționat mezinii din familie când au aflat că mama lor a devenit primar. Nicol îl întreabă, ce înseamnă asta primar? O întreabă pe fica mai mărișoară și fica îi răspunde, zice, când pe mama niciodată n-ai să o vezi acasă, asta înseamnă primar. El a stat puțin și s-a gândit, zice, am înțeles. Și iată, acum, el de-a mă conștientizat, nu este mama acasă, înseamnă că mama este la primărie și are de lucru și el trebuie să facă lecțiile singur, păi nici mama vine și-l verifică, oricum mama îl verifică, dar să știți că și copiii au stat așa mai de sine stătători, este bine. Și într-adevăr, astăzi eroina noastră este nevoită să se rețină la serviciu mult timp, deoarece localitatea este mare și sunt multe lucruri de realizat, iar cifrele vorbesc de la sine. La Măgdăcești locuiesc circa 5500 persoane. Liceul este frecventat de 900 de elevi, iar grădinița de 280 de copii. Am mai aflat că în acest sat a fost construit un centru de sănătate, iar curând sătenii vor avea și o casă socială. La dorința oamenilor, împreună cu administrația publică, am pus toți mână la mână și iată, vrem să avem așa o încăpere în satul Măgdăcești pentru ajutorul oamenilor. Am numit o cantină socială și sală de ceremonii funerare. Vrem să, cu timpul, când o finisăm, deci să alimentăm bătrâni, singuratici, copii, care părinții sunt plecați peste hotare, sătenii, care nu au posibilitate să plătească la o încăpere mai costisitoare, deci masă, după înmormântare, deci masă de pomenire va fi gratis, iată aici, în această încăpere. Eroina noastră ne mai destăinuie și alte date din biografia ei. Eu am fost profesoară la școală și dacă familia mai numeroasă, la un moment dat, deci m-am gândit să inițiez un business familie. Și de la, eu când am venit la primărie, eram director de SRL. Deci eram director la fabrica, mini fabrica de mezeluri. Foarte mult m-a ajutat, multe calități care mă lipsesc un profesor, chiar și psihologic și educațional. Iar faptul că până a venit în funcția de primar a administrat o afacere a ajutat-o să utilizeze rațional mijloacele și să optimizeze cheltuielile în aplicarea noilor proiecte din satul Măgdăcești. De altfel, Luba Cojocaru a dorit să schimbe și viziunile sătenilor despre aceea ce înseamnă o localitate modernă. De aceea, la Măgdăcești a fost construită și o pețișoară.
mi-a venit la mandatul de primar, peste tot, la toate colțurile, se vindea bar roșii, bar lactate. Nu este normal așa, deci trebuie neapărat să construim un dițal locomotiv pentru piață. A fost o idee foarte bună, oamenii au venit și au luat în chirie gherete. Acum nimeni absolut nu face vânzare nicăieri, nici la un colț, în afară decât la piață. Totodată, prima doamna localității și-a dorit cu tot din adinsul ca populația din SAS să se bucure de iluminare stradală, iar proiectul este deja realizat în proporție de 80%. Dar în afară de aspirația spre confort, au existat și alte motive ca acesta să fie implementat cât mai urgent. Noi în satul Măgăcești suntem la Traseul Central. Prima ceea ce m-am lovit a fost căci din spusele polițiștilor au fost depistați oameni străini care veneau cu rutiera și lăsa aici și erau foarte multe furturi. Ceea ce mi-am pus ca prioritar într-adevăr să fie eliminat, să muncim asupra proiectului Iluminatul Stradal. Și întrucât majoritatea gospodăriilor din această localitate sunt conectate la rețeaua de apeduc și canalizare, am ținut să aflăm cât plătesc setenii pentru aceste servicii. Prin decizia Consiliului, setenii achită 8 lei pentru un cub de apă potabilă și 4 lei pentru canalizare. Primarul satului Măgdecești din raionul Criuleni de mai mulți ani se întreabă cum s-a putut întâmpla ca localitatea Măgdecești să fie separată de Porumbeni. Niște hotare nu există, iar din acest motiv apar o sumedenie de confuzii. De la valea de traseu, de șosetie, traseul central, două rânduri de case sunt ale satului Măgdecești și celelalte trei rânduri sunt Porumbeni. Eu nu știu cum s-a primit. Cine a permis, într-adevăr, să facă o primărie aparte, că aici trebuie să fim comun. Nu este hotar, nu este nimic. În țărișoara noastră, într-adevăr, este nevoie de reforma teritorială administrativă, nu este corect o comună de 10.000 de locuitori, cu un primar și un viceprimar, se ispreviște de minune și am putea atrage mai multe proiecte, mai multe investiții. Nu este important, oamenii este vadă atât des, oamenii trebuie să sunt serviciile calitative, care sunt în teritoriu. De mult nu mai e secret. La Măgdăcești de ani de zile e o concurență între localnici, cine are o casă mai frumoasă, cine e mai gospodar, iar doamna primar ne povestește că și bătrânii de aici o duc bine mersi. Anul trecut, când erau 20 de grade de frig, eu mi-am luat asistent social și am vizitat toți bătrânii care știam, care mă gândeam că poate au nevoie ceva de ajutor și să știți că m-am bucurat foarte mult. Toți, absolut, cu lemne lângă sobă, călduț în casă, curat, bine amenajat. Deci sunt un primar fericit, căci am oameni gospodari în sat. Spre final am întrebat locuitorii satului Măgdăcești care alte schimbări își doresc în localitatea lor. Fie o sală de sport mare, un bazin să avem ceva. Asfalteze drumul. Doamna primar ne zice că vrea să ducă la bun sfârșit cele începute, vrea să construiască un centru pentru tineret și să deschidă o școală de arte. Este clădirea unde vrem ca să deschidem o școală de arte, fiindcă avem foarte mulți copilași și să-i dezbinăm, să-i scoatem de la calculatoare, să-i trezim, să-i scoatem din casă. Vrem să fie și coreograf, să ocupi și cu dansurile, și muzicanți, și pictori, cât mai mulți copii să-i cuprindem. De altfel, eroina noastră ne mai zice că acum 4 ani, când a venit în funcția de primar, a avut un scop bine determinat. Am scopul ca primar, cum am venit în funcție, să transform satul Măgdăcești într-un orășel cu condiții decente de viață.